bebelușii fac ceea ce trebuie să facă. Mai nu pot să cred! Bă, iubita mea! Ghiozdanul mânci, ca așa se numește, ghiozdanul fermecat. City break! Într-un city break la Constanța. Apă! Miau! Pâine! Caca! Bravo, Ela, iubita mea, wow! Îți place, Ela? Viața, mama, să trăiesc tot ce n-am mai trăit. Și ea mă iar pe drumul tău atunci când am greșit. Și du-mă sus până la cer când n-am încredere. Și dă-mi o inimă de fier când trec peste orice. Dragilor, bine ați venit la un nou... vlog, dragilor, și nu orice vlog, un vlog ad hoc, pentru că ne-am hotărât în acest weekend să mergem la mare. La mare, cât entuziasm e, pur și simplu, mergem la mare, vedem ce-om găsit, ce-o fi, poate un pic vântul, dar noi nimic, chiar dacă nu facem plajă, chiar dacă nu mergem la piscină, ne distrăm, ne plimbăm cu telegondola, vrem să petrecem un weekend toate patru, eu, bunii și fetele, Clara este la grădiniță, am lăsat o să doarmă ca să putem să facem băgășelul, că altfel nu puteam, și mergem să o luăm de la grădiniță și să ne fie cu drum bun, stați cu noi să vedeți ce distracție facem, găsim la mare. Vă pupăm! Am dormit, ne-am odihnit și astăzi ne plimbăm pe mare. Și nu oricum, cu acest iaht frumos și mare, unde are loc o petrecere de copii. O să ne distrăm, o să ne simțim bine. Așadar, să mergem! Deci aici produsul bărcii. Ăsta-i bolanul? Da. Ăsta-i bolanul? Da. Îți place, Vita? Iesus, hai. Ce te joci? Mă duc să-ți aduc paie. Ok, paie, paie, paie. Paie, să luăm paie. Noroc că avem paie multe aici. Poftit! Uite, e albastru și dă și ele. Ce drăguț, așa, împărțiți-vă paiele. Ne apropiem de țărm. Am stat 4 ore pe apă. Ne-am plimbat prin tot iahtul. Sunt 3 nivele, ne-am distrat, Deluța și Clărița s-au jucat cu ceilalți copii, am mâncat, am dansat, mama a dansat, după cum ați văzut, ne-am simțit foarte bine și abia așteptăm să vină căldura ca să mergem și la plajă, nu e vremea acum de plajă, dar o să mai venim weekend-urile viitoare la mare și acum sperăm să mergem cu telegondola la Mamaia, dacă o să fie deschis, așa că stați cu noi, vă pupăm! Peste orice. Am fost la telegondolă, era închis, așa că am venit pe faleza din Constanța, la casino, să ne plimbăm un pic. Între timp, Peluța a dormit, Clărița nu, că a dormit pe barcă, ați văzut. Clărița are energie. Și trebuie să luăm căruciorul și să-l coborâm pe scări, că-s multe scări. Da. Ela s-a trezit, Ela! Yeah. Dulău? Cum, iubita, Dulău? Ai văzut un cățel mare. Dulău, auzi? Uite cât a cățel. Wow, nu mai vrea să meargă acum. Nu mai vrea să meargă cățelul. Hai. Hai, iubita, hai. Ce ați văzut? Pescăruși! Uite pescăruși, ce frumos! Ia uite ce cântă Despacito! Despacito! Ce
facem? Deci vrei zilele viitoare să mergem? Dar de ce ești supărat? De ce dai cap așa în jos? Zi, de ce vrei? Ca lumea tare, zi! Zilele viitoare ce faci? De fapt, ești supărată că nu ne-am băgat în apă, nu? Am simțit. Deci și pe barcă era la un moment dat tristuță. Și zic, ce ești supărat? Nu s-a supărat. Ești tristuță că n-am intrat în apă, nu? Am luat și costumele de baie și am intrat, nu? Da, iubita mea, dar apa e rece. Promite mami că peste 2 săptămâni venim înapoi și ne băgăm în apă, da? Peste 2 săptămâni venim înapoi, promit. Promit. Și intrăm în apă. Dar trebuie să se mai încălzească apa. E foarte frig afară, uite, noi suntem cu gluci, cu gepuțe, cu sacou. Nu putem să trămăm în apă, că face rece apă. Dacă vrei, mergem în zi. E rece, da! Ador să petrec acest timp împreună cu mama, cu Ela și Clara. Mă încarc, îmi încarc toate bateriile. Este un weekend minunat. E sâmbătă, vremea e frumoasă. Și îmi pare rău că n-am putut să intrăm în apă. Să fie Luța fericită pe deplin. Dar sper că a înțeles. Uii, vii spre mine? Ia! Clărița spune la pâine miau. Nu știm de ce, nu știm de unde, dar când vrea pâine spune miau, miau. Și trebuie să-ți dai seama dacă vede o pisică sau dacă vrea pâine. Și între timp ne-am parfumat pentru că bebelușii fac ceea ce trebuie să facă. Și abia așteptăm să ajungem la locul de joacă ca să putem să ne revenim. De să stai cu 2 copii îți ocupă tot timpul. Asta a fost concluzia mamei. Nu, mami? După 4 ani și jumătate. După 4 ani și jumătate. Asta și să mai pleci în vacanță. Și să mai pleci în vacanță, da, îți ocupă tot Într-un timpul. City break. Într-un city break la Constanța. Apă, miau, pâine, caca, pipi. Îți trebuie multă răbdare. Să pleci în vacanță. În spate se cântă Baby Shark, Mami Shark. Dar în același timp se cere apă, papa, caca, maca, de toate. Da, îți trebuie multă răbdare. Noroc că mama este trup și suflet. Deci mama în continuu dă ceva prin spate. Mama are un ghiozdan mare aici, jos acolo la picioare. Și în ghiozdan are de toate. Apă, biberoane, lapte, șnițele, pâine, sandvișuri, tot ce vreți are. Și când fetele cer, pac, mama mai scoate ceva. Ghiozdanul mâncic, așa se numește, ghiozdanul fermecat. Mergem, da? Ade, Ade nici verde. Măcar n-așteaptă verdele. Ade, tată, măi, mergeți, măi! Adulților, Ade! S-a auzit în spate, Ade! Și intrăm în Mamaia. Intrăm în Mamaia. În parcul ăla mare, pe care nu l-am văzut niciodată, dar noroc că știe că e mare. În acest parc, satul de vacanță din Mamaia, eu am fost de foarte multe ori când eram în Andre și eram cazate aici în Mamaia, la intrarea în stațiune și mergeam foarte des în parcul de distracții, să vedem ce-o mai fi, cum o mai fi, dacă o mai fi la fel. Și ne-am îmbarcat în Mickey Mouse, Super Mickey Mouse. Pa, pa, mami. Ai zis pa, pa? Pa. Și ca ne odihnim și noi. Divele nu renunță niciodată la tot. Fie că mergi cu copiii în parc, fie că mergi pe iaht, fie că mergi oriunde mergi, dacă ești o divă de respect și nu renunți la top. Și ești scoasă din cutie chiar dacă cari cărucioare și
și biberoane. Mă, mai bebe? Da, mai ai bebe. Ai 5 bebe acasă. Hai să-ți alegi altceva dacă vrei. Uite, ia uite câte jucării avem aici. Hai să ne alegem altceva. Wow. Deci ce vrei, Clărița? Tu ce vrei, iubita? Vrei bebe? Bine. Eluța, tu ce vrei? Unicorn? Gata, ai dai să pape? L-ai luat? Și tu ce ai luat, iubita? Ia să văd. Ai luat căluzi, unicorn și altă pe albă ca zăpada? Bravo. Bine. Hai să le plătesc. Bebe, da, iubita. Minunat parcul acesta de distracții. Minunat. Da, dar cu amintiri frumoase. Cu amintiri frumoase de acum 18 ani. Și dă-mi o inimă de fier, trec peste orice. Bineața, dragilor, o nouă zi la mare, cu copiii la soare, pe plajă. Mergem să se convingă Ela că apa e rece și să nu fie supărată că n-a făcut baie în apă. Clara? Apa, 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 mare, 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 mare! Apa! Apa! Și tu! Una, și! Și! Bravo, Chiara! Și gălată! Mama! Bravo! Bravo! E rece apa! Paolica, Clara, ce-ai făcut? Ce-ai făcut? Mea. Le-am gătit, le-am aranjat cu rochițe și ele vor în trambulină. Wow! Și vrea și Clara, normal că dacă vrea Ela, vrea și Clara. Se dă Ela și după aceea te dai și tu Clara. Wow! Bravo Ela, am trecut de la trambulină mică la trambulină mare. Incredibil așa ceva, deci nu vine să cred la ce mă uit. Ia uite, ia uite, ia uite, în rochiță. Așa ceva n-am pomenit. Hai să mergem. Ia uite, îi place. Bravo Ela, bravo iubire! Bravo, iubita mea! Vrea și Clara, nebunii Clara. Gata, vrea și ea, vrea și ea. Bravo, Ela, iubita mea, wow! Îți place, Ela? Bravo, iubita mea! Acum ne dăm leagăne. Hi. Super, l-am îmbrăcat elegant ca să ne tăvălim în nisip și să sărim pe trambulină și să mergem pe topogane. Super, minunat. Când mergeți în parc, îmbrăcați-vă copii elegant, cu rochițe. De party. Și este un party. Este un party să mergem în parc și atunci le îmbraci cu rochițe de party. Tata, mergem acasă! Ne-am distrat, mergem acasă!